clirui măștile toate, tot ce se agață de tine. Da? Izidia. Ieși afară, ieși afară, ieși afară, ieși afară. Spațiu. Să iasă afară tot. Ce nu e al tău. Ok. Când auzi negativul ne ia din viața noastră. Dacă ne gândim numai la negativ, normal că te gândești numai la... Ești în război magic, nu știi cum să... Da? Ești băgat în boală, nu știi cum să... Și auzi, să nu ne mai gândim la negativ, să gândim doar la ce? Și cum ai înțeles, ți-a picat încă o dată unde-ți pică fisa și despre ce-ți pică. Acolo ești, acolo e despre asta. Și cum te-ai gândit, cum a început la că ascultai pe cineva și a început să fâse microfonul și să se audă altă voce, cu totul altă voce. Da. Păi microfonul s-a sucit, s-a atins, da. Tot ce vezi intuitiv ești ghidată să vezi, să auzi, să înțelegi. Da? Ok. Din rudele tale, din colegi, din vecini, din prieteni, cine nu vrea să se apropie de tine, să... și nu că e frică, e greață, e scârbă, nu, nici nu se apropie, prin cineva. Da? Du-te și fă aia sau spune aia sau... Nici nu, da? De acolo a venit ce a venit. Și acum se dau măștile la o parte și vezi și îți pui mâinile în cap, stânga-dreapta. Bun, clear. Bun. Stai în negativ, în ce vrei tu. Stai cât vrei până nu înțelegi, nu lămurești tot ce ți s-a întâmplat și ți se întâmplă. Vai, dar cum? Nimic. Mergi. Așa, în viteză. Corect. Bun. Mai departe. Da, până când? Nu e o glumă, la un moment dat simți că face mișto de tine telefonul cu înregistrările și, da? Simți că cineva te urmărește și te ia peste picior. Dinăuntru tău, universul tău te urmărește și te ia peste picior. Ok, spațiu. Înseamnă că are nevoie să se joace inner child, care vrea să se joace. Lasă-o să se joace. Da? Să se joace. Da, bun. Joacă. Până te saturi. Sau până crești mare. Copilul lăuntric. Da. Nu se mai aduce în jertfă moș. Bun. Da. Dar ceva am lămurit. Bun. Da, azi e o zi mai nebună, să zic așa, mai specială. Da. Fantastic. Încep să vezi tot. Vă lua la o parte și tot vezi. E un fel de... Acolo erai. Săritura cuantică și multă lume sare, nu vrea să treacă transformarea și sare prin tine cumva energetic și pe urmă luptă cu tine înăuntru acolo până te omoară, sare energia din tine și corpul îi aparține. Da? Un fost mago, o fostă măguică și așa mai departe. Și tu, hop-top, te-ai trezit detectiv mistic. Și bață în energiile alea care dinăuntru vor să iasă, să acapareze, nu știu, bați ca în hoții de cai. Să vedem unde ajungem. Acolo e, ce simți, așa. Ești dintr-un, da? Naturlic. Abe naturlic. Larva răsturnată, da. Masca jos. Soarele se răstoarnă. N-ai nevoie, n-ai treabă, n-ai despre ea. Da? Steaua răsturnată, magie răsturnată și bumerangul, cavalerul de onoare se duce. Da? Unul vine și pe altul și tu îl plesnești cu a tău. E, vine un cavaler de knight, de
așa, nightmare, mare coșmar. Vine unul spre tine, da? Și tu trimiți bumerangul tău. Lămurești lucrurile. Forță nu mai are. Ai agățat în pom situație. Gata. Și? Gata. Nu s-a mai scris, s-a înțeles. Bun.